Cele deosebite din România au primit un loc bine meritat în patrimoniul UNESCO. Ca să ajungă cunoscute tuturor, Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României și Editura Litera au lansat concursul național de creație monumente și locuri din România incluse în patrimoniul UNESCO. Cu această ocazie a fost lansat și albumul Patrimoniul Umanității, cele mai frumoase locuri din lume, în cadrul târgului de carte de la Gaudeamus. Concursul național de creație s-a adresat copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, pasionați de artă și creație. Scopul a fost acela de a implica tinerii în promovarea valorilor naționale și a frumuseților țării noastre. Copiii de la Clubul de Excelență al Fundației Dan Voiculescu au reușit să impresioneze juriul cu creațiile lor și să câștige marele premiu. Am participat la unul dintre cele mai frumoase concursuri la care am fost până acum, cel legat de monumentele din patrimoniul UNESCO și de rezervația naturală din Delta Dunării. Am luat marele premiu pentru că am realizat o lucrare cu rezervația de pelicani din Delta, unde avem niște pelicani foarte frumoși care merită toată atenția noastră pentru că sunt niște păsări excepționale. Am câștigat premiul întâi la secțiunea de fotografie și premiul al doilea la secțiunea de arte plastice cu lucrări intitulând Sighișoara. Ce ai făcut mai de exact? Ce ai desenat? La arte plastice am surprins o priveliște a orașului cât mai pitorească, iar la artă fotografică am surprins o alee din Sighișoara. S-a organizat un concurs la care au participat copii, hai să le zic mai bine tineri, pentru că este vorba despre tineri care sunt la liceul Tonița și mai cu seamă tineri care sunt în diferite programe ale Fundației Dan Voiculescu. Deci tineri care sunt dotați, care sunt interesați și care au fost, să zic așa, solicitați sau îndemnați părintește sau cum vreți dumneavoastră, fie să fotografieze, fie să deseneze diferite situri înscrise în patrimoniu UNESCO din România. Evenimentul a coincis cu lansarea albumului Patrimoniul Umanității, cele mai frumoase locuri din lume, toate siturile UNESCO la târgul de carte Gaudeamus. Ea tratează despre patrimoniul mondial UNESCO, despre siturile care sunt înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, ele fiind în acest moment, adică în momentul în care am făcut noi cartea, 981. Autorii celor mai bune lucrări au fost premiați cu pachete de cărți și albume oferite de editura Litera.